Veteranii războiului din 1992 de la Nistru au protestat astăzi în fața judecătoriei Chișinău cu sediul Ciocana și în fața guvernului. E cer ca dosarele lor deschise după protestele din vara anului trecut să fie clasate. După ce au protestat, aceștia au depus o petiție în care solicită audiență la prim-ministru. Guvernarea s-a schimbat, dar obiceiurile proaste au rămas, spun veteranii războiului de la Nistru, care au protestat în fața judecătoriei. După protestul din 16 iulie 2020, în timpul căruia poliția a intervenit în forță, mai mulți veterani protestatari s-au ales cu dosare penale. Astăzi urma să fie pronunțată sentința în dosarul lui Dumitru Urâtu. Procedura a fost amânată, însă, deoarece judecătorul este bolnav. De ce sunteți învinuit în acest dosar? Dar știți, eu singur nu știu pentru ce sunt învinuit. Înțeles? Nu știu. În citația asta îi scris că noi am încălcat ordinea publică. Veterani din Ștefan Vodă, Nispăreni și Cahul au venit să-l susțină pe Dumitru Urâtu, dar și pe ceilalți veterani care au cerut clasarea dosarelor. Am venit să apărăm, sunt vreo 2-3 băieți care dosarele penale, care a dispătit penale până în ziua de azi, nu au fost închise. Și azi e judecată la domnul Dumitru Urâtu. Și de atât am venit de la sud până la nordul Moldovii, toți camarazii de armii, să susținem morală. Serghei Buzvan spune că i-a fost aplicată o amendă, iar banii i-au fost scoși din contul bancar fără acordul lui. Mi s-a pus amendă 3.000 de lei. Judecatul a fost fără mine. Nu a fost chemat la judecat. Cei care ne-au pedepsit, ne-au amendat, sunt în funcție. Deci, haideți, domnilor guvernanți, faceți curățire în justiție. După ce au aflat că judecătorul care urma să pronunțe decizia în dosarul lui Urâtu este bolnav și ședința nu va avea loc, veteranii au mers la guvern, acolo au lăsat 3 solicitări. În una din ele cer să fie demis șeful biroului pentru relații cu veteranii, Nicolae Gârbu. Pe parcursul acestei perioade de timp nu a întreprins nimic pentru redresarea situației existente, a condițiilor de viață, sănătate și de trai a veteranului de război. Nu știu dreptul la exprimare, înțelegi, dar consider că va face, cred că reacția va fi de la departamentul, direcția de comunicare. Ați întâlnit astăzi cu ei, pentru că ei au fost azi la guvern? Adică mâine la orele 10 avem o ședință cu președinții organizațiilor de veterani, atât la nivel republican, cât și la nivel raional, și vom discuta problemele ce ține de consolidarea organizațiilor de veterani, inclusiv ce ține de activitatea biroului. La protestul din 16 iulie 2020, veteranii au cerut demisia conducerii Republicii Moldova, înlăturarea posturilor ilegale din zona de securitate și o serie de revendicări sociale. Spre seară, când protestatarii au vrut să instaleze corturi în fața legislativului deoarece a început să plouă, polițiștii au intervenit în forță. Mai mulți veterani, 10 polițiști și 4 carabiniere au avut nevoie de îngrijiri medicale. În timp ce veteranii încă își caută dreptatea, dosarul penal intentat pe fapte de tortură în privința polițiștilor a fost clasat de către Procuratura Municipiului Chișinău.